Bine v-am regăsit, dragi prieteni, suntem în studioul ziarului ediție de Vrancea. Am plăcerea să o am invitată astăzi pe Roxana Lupu. Bine ai venit, Roxana, la noi în studio. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Principala protagonistă și personaj principal al filmului Maria, Regina României, un film deosebit care deja rulează la Focșani de câteva zile și va mai rula în perioada următoare. Atât la Happy Cinema în Carrefour, cât și la sala Balada veți putea vedea acest film. Și pentru a nu fi acuzat că o laud eu pe Roxana fiindu-mi invitată, o să dau citire în câteva fraze pe care doctorul în teologie Valentin Romeo Muscă, director al Casei de Cultură din Odobești, le-a spus despre invitata mea în această seară. Așadar, în film descoperim cum arătau oamenii de stat din epoca României Mari, descoperim nu doar o țară abandonată de marile puteri după sacrificiile unui război devastator, ci mai ales un personaj pe care doamnele politici românești ar trebui să-l ia ca model, Maria, Regina României. Felicitări de delicatei actrițe Roxana Lupu, exemplu pentru tinerele de pe băncile școlii, care aspiră la teatru și film. Felicitări, Roxana Lupu, pentru acest rol fabulos, de care v-ați achitat cu onoare și rafinament. Ne simțim și noi mai frumoși pe interior și mai plini de caracter. Iată cuvinte frumoase spuse despre Roxana. Și sper ca în această seară să aflăm și noi mai multe detalii despre ce a însemnat această trecere a actriței originari din Focșani, de la din Vrancea spre Londra, da? De la o facultate de teatru absolvită în 2000 și ceva. Da, doctoratul am terminat în 2013. Până iată la acest vârf de carieră, putem să-i spunem? Sperăm că nu ne oprim aici. Vârful văd mai sus, dar într-adevăr este un pas foarte important și o etapă destul de greitoare în cariera mea, cu siguranță. V-ați născut la București, dar ați copilărit la Focșani. Da, m-am născut la București, dar nu pot să mă consider sub nicio formă bucureșteancă. Deci, cu siguranță, sunt focșaneancă și vrânceancă din... Inima bate pentru Vrancea. Da, absolut. Inima bate pentru România, de fapt. Și pentru România, da. Da, dar Focșani este acasă. E acasă, într-adevăr. Se spune că oamenii sunt influențați în viață de locul în care s-au născut și de oamenii pe care i-au întâlnit în primii ani ai copilăriei, ai adolescenței. E valabil acest lucru și pentru dumneavoastră? Da, este. Eu am spus în multe interviuri că am avut o copilărie foarte frumoasă. Am avut marea binecuvântare să cresc la casă, să trăiesc perioada copilăriei mele exact după căderea comunismului, deci într-o atmosferă relaxată, liberă, cu multe speranțe. Și când ascult melodia, este melodia aceea de la Loredana Grozacu și Caramitru vorbește pe fundal, Bună seara iubite, și sunt niște imagini de la Revoluție. Și am văzut videoclipul, acum mulți ani l-am văzut și puteam așa și mă gândeam, zic, Doamne, melodia asta atât de bine descrie sentimentul acelor ani, 90-91, chiar a începutul anilor 90. Am trăit în atmosfera asta de optimism, de bucurie, de speranță, de nădejde și cred că m-a influențat foarte mult. Copiii, am crescut lângă vecinul nostru, avea singurul bar de rockeri din Focșani. Îl știu. Clambucii, să exact, zicea. Exact, da. Și atunci, în anii 90, era mare vogă, plus muzica nouă, sucurile aduse. Noi, eu cu prietena mea Mirela, copilăream pe acolo, mergeam, ne ascultam muzica respectivă. Adică era o atmosferă foarte, foarte, foarte plăcută. Foarte plăcută. Da, parcă nu era agresivitatea din zilele noastre. Nu era deloc. Era o atmosferă tinerească, da, cu destul de nebunică. Da, dar nu era deloc. Nu era periculoasă, asta e cuvântul. Nu era periculoasă, eram constant cu părinții noștri în jur, ori cu unchiul Mirelei, să zic așa, dar nu era o atmosferă periculoasă, nu simțeai, era un pericol. Era bucurie și în asta am crescut. Și un optimism. Da. Care lipsește în ziua de azi. Bun, până la urmă, cât de lung este drumul de la Focșani la Londra? Toată lumea se întreabă cu siguranță, cum a ajuns să joace o focșaneancă de-a noastră într-un astfel de film? Chiar dacă mai sunt și alți actori români, e adevărat, dar... Sunt mulți și... Regizorul este... Britanic, da, producția este românească și, da, cumva, tonul l-a dat producătorul român.
Am avut, drumul nu este atât de lung pentru că te duci la București, la București ai 3 ore cu avionul și ajungi imediat în Londra. Dar drumul, în ghilimele, a fost lung pentru că am terminat facultatea în București, am plecat în Londra, am lucrat, am lucrat în diverse joburi, am făcut diverse proiecte, multe scurtmetraje, am făcut piese de teatru, la un moment dat am ajuns să joc pe Regina Elisabeta a II-a, după aceea s-a, într-o producție mai scurtă, după aceea s-a făcut o miniserie, tot pe Regina Elisabeta în mai multe etape și cumva presa din România a aflat despre acest lucru. Și au început să știe despre mine oamenii, pentru că nu se știa cine sunt. Dar asta a fost marele meu noroc, am jucat-o pe Regina Elisabeta a II-a. Și directorul de casting de la filmul Regina Maria m-a căutat, la oaltă cu Brigitte Drotloff, care a avut ideea originală pentru film. M-au căutat, m-au găsit, mi-a dat un mesaj pe Facebook, mi-a zis, uite, avem proiectul ăsta, vrei să dai audiție? Este evident. Chiar lucram la un proiect în afara Londrei la timpul respectiv, era perioada Crăciunului, acum 2 ani fix, în Milton Keynes eram. Și țin minte că eram la o cafenea și zic, Doamne, nu venea să cred că n-am citit mesajul Mari, poftim? Regina Maria, eram absolut șocată. Și a zis, uite, vine Brigitte în Londra și o să dai audiție cu ea. Și am dat o audiție de 3 ore cu Brigitte. Și soțul meu, Nicolas Lupu, a dat și la audiție atunci pentru mai multe roluri. A început cu Știrbei, cu Brătianu, după aceea George al V-lea și câteva personaje. Am dat audiție atunci, a fost foarte lungă, de 3 ore. A trimis înregistrările în București, a văzut producătorul, regizorul și a zis, ok, interesant, hai să o chemăm la a doua probă, în costume și cu celelalte personaje. Prima probă a avut loc în decembrie și Ricolo în ianuarie. Și am dat atunci cu celelalte personaje și a ținut 2 zile audiția, 8 ore, cu costum, diverse scene, diverse personaje, se vadă chimia și la sfârșit, după câteva săptămâni, mi-a spus cam la rolul. Da, pare scurt parcursul, dar de fapt a fost foarte lung. Și intens, până la urmă, pentru că sunt convins că există trăieri intense pe care trebuie să le controlezi dincolo de ceea ce controlezi în general ca artist. Da, a fost în sensul că ai un rol. Poate să fie de o mai mică amploare, dar când îți vine un astfel de rol, cred că e și mai dificil. Da, când ajungi să fii pe un platou, evident, toate trăirile care vin, îi mulțumesc Dumnezeu pentru ele, pentru că asta ți-ai dorit. Dar, de fapt, greul vine și multă lume crede că greul e... Dar nu, greul vine în momentul în care aștepți, în momentul în care te joci audiții și nu le iei. Eu eram la un agent foarte mare și mergeam la audiții foarte importante, dar nu le luam și eram foarte frustrată și simțeam că toate calitățile totuși nu iau, ce se întâmplă, colegii tăi îi vezi că lucrează în diverse alte proiecte, intervine un soi de nerăbdare și de deznădejde cumva încât e acele momentele grele. După aceea când iei un proiect și ești în el, nu te mai poți plânge. Da. În România, premiera, trebuie să spunem, a avut loc pe 8 sau 9 noiembrie. 8 noiembrie. Dar filmul a fost lansat pe 15 iunie, dacă nu mă înșel, anul acesta. În Shanghai, da. Filmul a avut premiera mondială la festivalul de film din Shanghai. A mai fost și la alte festivaluri? Nu, doar la asta. Am înțeles. Bun, să mai vorbim puțin despre distribuție. Ai pomenit de soțul său, Nicolas Lupu, l-am fi dorit și pe el în platou în seara aceasta, dar poate o să avem ocazia altă dată. Absolut, mai da. A lipsit motivat, da? Și lipsește motivat pentru că ești mămică, da. Ai un copil de 5 ani, 5 luni. 5 luni, da. Și a rămas cu el. Da, el joacă pe bancherul Moscovici în film, până la urmă, după toate aceste personaje a ajuns să joace pe bancherul Moscovici și celelalte personaje sunt jucate de Daniel Plier, care joacă pe regele Ferdinand, Adrian Titieni Brătianu, Emil Mândănac Cicirbei, Angel Damian Carol al doilea. Distribuția este amplă. Amplă. 42 de personaje. Da, extrem. Să nu uităm totuși pe Mișu Nicolae, care este Foc Șănean, Adrian Damian. Am avut o surpriză plăcută să-l văd în film. N-am apucat să citesc atât de mare distribuția încât n-am apucat să o citesc pe toată. Și când m-am dus la film și l-am văzut pe Adrian Damian, a fost o surpriză plăcută. Da. Cunoșteam și cunosc talentul remarcabil. Da. Dar eram curios să aflu și am zis nu-l întreb până nu te întreb direct aici în platou cum a ajuns Adrian Damian să joace acest rol. Chiar nu știu, sincer. Cred că a fost chemat la audiție, evident, și a fost cel mai potrivit. Și a fost, oricum, ne-am înțeles foarte bine, un om extraordinar. Mă gândeam că l-ați recomandat.
nu Focșăneni, da, poate se mai ajută Focșăneni între ei. Cum mai eu recomand actori, dar când ei au făcut castingul pentru personajele secundare, eu eram, m-am întors în Londra, n-am avut cum să mă ocup de loc. Am mai recomandat, dar nu pentru, și nici, adică chiar nu știam pe cine au ei în gând să... Dar m-am bucurat foarte mult când l-am văzut, foarte mult m-am bucurat. E un om extraordinar, eu nu știam atât de bine din Focșani. Eu n-am fost în cercurile astea de teatru de pe la Liceu Unirea, nu am avut treabă. Eu nu eram cu teatru când eram în Focșani, sub nicio formă. Eu eram cu muzica rock, eram cu altele. Niciun caz cu teatru. Deci nu știam prea multe. Am rămas surprins, plăcut iarăși, să citesc diverse materiale despre dumneavoastră și să aflu referiri la care nu mă așteptam, în sensul că ați pomenit la un moment dat într-un interviu de nume precum Costache Oprișan, Mircea Vulcănescu, oameni care, din păcate, au murit în închisorile comuniste. Mircea Vulcănescu la Iud, Costache Oprișan în brațele părintelui Calciu la Jilava, în Fortul 13. Da. Mai rar să vezi un personaj principal, sau nu neapărat, care să vorbească despre eroii din temnițele comuniste. Păi e foarte rău că nu vedem mai des. Eu cred că este cultura noastră, este istoria noastră și este foarte important să o cunoaștem și să o mărturisim. Când studiam la Cluj sociologia, am avut timp, să zic așa, să citesc foarte mult și îmi pierdeam zilele. Cumva îmi pierdeam zilele în biblioteca universitară de acolo și am început să-l descoper pe Petre Țuțea și prima carte pe care am citit-o despre el este Jurnal cu Petre Țuțea lui Radu Preda, care e o carte foarte bună, mică, foarte mică, dar sunt cumva o perioadă pe care Radu Preda, care este directorul Institutului pentru Combaterea Crimelui Comunismului, teolog și un om extraordinar, Radu Preda a petrecut câteva zile cu Petre Țuțea în perioada ianuarie-februarie 91-90, ceva de genul ăsta, chiar la începutul anilor 90. Și m-a fascinat modul lui Petre Țuțea de a povesti ceea ce a pățit și cum întâmplările din temnițe și efectiv eram fascinată. Oricum și de curând am recitit-o și am început să cercetez și ușor, ușor am descoperit o lume atât de bogată încât nu venea să cred, cum de nu știam despre ea. Și m-a marcat foarte mult. Adică oamenii aceștia pentru mine sunt exemple și modele. Și nu prea sunt promovați, din păcate. Da, nu sunt promovați deloc. Ar trebui să-i promovăm și mă bucur că-i promovați. Cât pot. E mare lucru. Pentru că și eu în ultimii ani, când mărturisesc publică, Părintele Justin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă, evident, mi-a schimbat viața. Am început și eu să citesc altceva, să trăiesc altfel și să mărturisesc și să povestesc oamenilor ceea ce eu citesc. De aceea o să vă rog să-mi permiteți să dăm și câteva titluri de citit. Absolut. Pentru că eu zic că orice moment e ok din punctul ăsta de vedere. Deci, avem Nicolae Grebenea, Amintiri din Întuneric, avem Din Temnițe spre Sinaxare, avem Părintele Dimitrie Bejan, care povestește despre amintirile din captivitate din Oranchi, da, în nordul Rusiei. Avem mărturisitorii din închisorile comuniste, Minuni, Mărturii, Repere. Avem Aspazia Oțel Petrescu, Interviuri. Am citit-o de curând. Avem multe cărți. Și filmul de curând al lui Toma Ienache, Între Chin și Amin. Da. Este primul film, exact, artistic despre iadul reeducării de la Pitești. Primul. Da, și corect. E în toată... Un film cam dur, spune lumea, dar până la urmă ce s-a întâmplat acolo e mai dur decât este în acest film. Și oamenii trebuie să știe lucrul ăsta. Absolut. Și ce influență nefastă a avut, din păcate, securitatea comunistă în ceea ce privește elita României din acea perioadă de după al doilea război mondial. Nichifor Crainic, Am cunoscut iadul, Mărturii din închisoare, 1947-1962, și o să mai dau două titluri pentru cei interesați. Dumitru Bordeanu, Mărturisiri din Laștina Disperării, și Marcel Petrișor, Cumplite încercări, Doamne, din Casinca Jilavei în Zarca Aiudului. Sunt cărți care, din punctul meu de vedere, ar trebui citite, măcar o carte, dacă citești, eu cred că mai citești încă una după aceea. Absolut. Pentru că ține de istoria noastră și nu trebuie să ne uităm istoria. Bine a zis cine a spus, cine nu își cunoaște istoria, riscă să accepte sau să repete greșelile pe care le-au făcut alții. Cam așa e. Da.
aveți o familie frumoasă. Acum Dumnezeu v-a binecuvântat cu un bebeluș minunat, da, pe nume Justin. Pe nume Justin. Luni. Cum, da, e să fii mamă? E altceva. E... Oricum ți se schimbă prioritățile complet și totul devine, adică cariera, în ghilimele, devine un joc. Pentru că oricum este, e ceva iluzoriu, nu este... nu te definește în esență, e ceva, o meserie pe care o practici cu multă iubire și dăruire, dar nu acolo este împlinirea și nu acolo este esența mea. Și mă bucur că nu caut în meseria mea, nu-mi caut împlinirea. Împlinirea mea vine din alte locuri, nu din cariera mea. Și asta cred că e important pentru un artist, să aibă o împlinire personală, un echilibru și apoi să dăruiască mai departe. Mă bucur să aud asta și sunt convins că și soțul dumneavoastră v-a susținut la acest capitol și e de acord cu ceea ce gândiți. Vreau să vă întreb dacă au existat persoane în anturajul dumneavoastră, mai apropiat sau mai îndepărtat, care au spus nu da naștere acum unui prunc, mai așteaptă, cariera e pe primul plan, iată, ai jucat acest rol... Pentru că sunt și astfel de oameni care... Sunt, dar eu n-am ascultat niciodată gura lumii, sincer. Nu-mi place mentalitatea asta, pe care în principal noi ca români suferim un pic de ea, ce zice celălalt și ce zice vecinul. Că nu acolo e împlinirea, nu acolo e rezolvarea. Da, sunt guri care poate că în mentalitatea noastră ca artiști, actori, e cumva prejudecat asta, domnule. Cariera mai întâi. Da, cariera mai întâi. Oricum trebuia să joc într-o piesă de teatru și când a aflat regizorul că sunt însărcinat, a zis pas. Deci puteam să joc, nășteam și puteam să joc. Adică era să găsea o soluție, dar s-a dat așa foarte tare la o parte și am zis ok, deci e clar. Dar asta e. Și oricum piesa respectivă nu s-a mai făcut până la urmă. Deci am zis, n-am pierdut nimica. Da, e prejudecat asta, dar cred că dacă îți pui cariera pe primul plan, riști să rămâi și fără copii, și fără împlinire, și fără o carieră înfloritoare. Asta e părerea mea. Trebuie să lași viața să-și urmeze cursul, să fii un om împlinit din toate punctele de vedere și să nu-ți fie frică de responsabilitatea asta copilor, cum ne dorim și alții, așa că... Cum e perceput pe oamenii din Londra? Și pe români, dar și pe cei care stau acolo de viață. Românii, noi avem niște prieteni foarte buni, români, oameni foarte sufletiști, care ne-au ajutat foarte mult. Și oricum, în străinătate, clar, de anumiți români, unii români te ferești sau ei se feresc de tine, dar, de fapt, cu alții, pe alții îi cauți. Și asta se întâmplă duminică când ne întâlnim cu prietenii noștri și avem un grup foarte mare de români de foarte bună calitate, oameni muncitori, oameni care își reprezintă țara cu demnitate și cu responsabilitate și extrem de sufletiști. Londonezii sunt o nație aparte. Ca în orice metropolă sunt oameni grăbiți, oameni reci, oameni care timpul este limitat, stresați, Brexit-ul acum pune foarte multă presiune pe toată lumea, de la un cap la altul, incertitudini multe. Când ești din Londra, oamenii se schimbă un pic, sunt mai relaxați, dar sunt culturi diferite. Clar, noi ca români și ei ca britanici suntem culturi foarte diferite, foarte diferite. E de învățat și noi de la ei și ei de la noi. Eu mereu am spus, de la ei avem de învățat o structură care este foarte bună pentru noi ca români, care suntem un pic haotici, creativi, așa. Și ei sunt foarte structurați și ne ajută asta și viceversa, dar nu prea poți să legi prietenii cum legi între noi ca români. Noi avem alt fond, clar, e diferență foarte mare. Da, se leagă anumite relații frumoase, dar nu... Cum ați regăsit Focșani după mai mulți ani de absență? Sau, mă rog, nu știu cât de des ați venit la Focșani după ce ați plecat la Londra? Constant am ținut legătura cu țara, constant, adică eu personal am știut că merg acolo pentru că îmi doream să evoluez, să fac mai multe din punct de vedere artistic și profesional. Și am zis, dacă nu încerc acum, oricum mi-a plăcut să călătoresc de când eram mai mică, părinții m-au încurajat, m-au dus tot felul de excursii în țări străine, am știut engleză de când eram copil, franceza și mi-am dorit foarte mult să călătoresc. Deci asta știam că îmi va fi dor de România. Așa că am ținut legătura foarte mult cu țara și cu Focșaniu.
Întotdeauna l-am regăsit cu bucurie, liniștit, cu o anumită tihnă. Oamenii sunt, în continuare, știți că sunt oameni buni în oraș. Sunt oameni cu bun simț, cu bucurie. E plăcut, e plăcut oricum. E diferență foarte mare. Când vii, ai senzația că ești în rai. E liniște, e plăcut. Oamenii au o anumită... Viața are un anumit curs, lin și frumos. Și la un moment dat duci lipsa de această simplitate. În condițiile unei agitații... Da. Și unei efervescențe continue, da. Știm cu toții că în vest viața este mai trepidantă. Da, și nu prea ai timp de respiro. N-ai timp, absolut deloc. Nu ai timp, chiar nu ai timp. Duminica, într-adevăr, întotdeauna eu și soțul meu o simțim ca pe o zi chiar binecuvântată și tihnită, dar timpul săptămânii e un murmur și o trepidație foarte, foarte puternice. Și la un moment dat obosești, chiar obosești, simți nevoia să detașezi, mai vii în țară, să mai vezi și altceva. Să le spunem celor care ne privesc că Nicolas Lupu, soțul dumneavoastră, este tot român, chiar da. Dacă e Nicolas e nume de scenă. E nume de scenă, da. E mai ușor de pronunțat pentru britanici, care ar cam greu Nicolae și atunci Nicolas. Deci n-ați trădat nația română căsătorindu-vă cu un englez? Nu. Nu. Ca să facă o glumă. Chiar dacă m-aș fi căsătorit, nu cred. Adică contează foarte mult ce simți și ce promovezi, cred eu. Chiar dacă te căsătorești cu orice nație, contează foarte mult. Pentru că sunt români care sunt în țară, care sunt în poziții foarte importante și și-o trădează. Și sunt români care sunt plecați și poate lucrează numai cu britanici. Și să știți că își reprezintă țara cu foarte mare demnitate. Și nu este ușor. Nu este ușor când ești un român singur printre britanici. E chiar foarte greu. Eu am fost în circumstanțe de genul acesta și nu este ușor să fii singur printre oameni de altă cultură. Și cred că asta e important. Ce simți? Revenind la Maria, Regina României, aseară ați fost la cinema, da? La Iar la finalul cinema. Proiecției, la finalul proiecției ați stat de vorbă cu publicul, cei din da. Sală, da? V-au adresat întrebări? Da, a fost interesant. Am avut un Q&A cu publicul, discuții, întrebări și a fost foarte plăcut. Au venit foști profesori de la Liceu Unirea, amici, vecini, era și un vecin de-a meu de pe strada Borzești. Da, a fost interesant. E cumva ca un cerc care se închide. Pleci de aici și după aceea vii înapoi și oferi ceva locului în care ai copilărit. Senzație aparte. Ce planuri de viitor aveți? Planuri de viitor? Am foarte multe. Noi avem o academie de învățare creativă, care facem și workshop-uri, dar și cursuri de actorie și muzică. Am făcut și în Londra. Am făcut cursuri de învățare creativă pe la tot felul de licee în Anglia. M-am adus conceptul în București, am avut o deschidere în primăvară. Am mai făcut niște workshop-uri pe acolo, în Londra, cum am zis, am făcut pe la Capgemini, Nespresso, Rotaract, am făcut pe public speaking, pe skill-uri de negociere și vrem să extindem conceptul din ce în ce mai mult și în România. Să prinde în România acest concept? Da, prinde foarte mult, foarte mult prinde și acum chiar o să avem în decembrie în București un workshop care se numește Putere și curaj în public speaking, pe 14 decembrie. Deci vrem să implementăm din ce în ce mai mult și pe lângă dezvoltarea asta personală și profesională și are toate cursurile pe care le facem au și o componentă motivațională și inspirațională. Și ne place foarte mult să, dacă noi am trecut pe niște experiențe și am avut parte de niște întâmplări, să le prezentăm și să îmbogățim și pe alții, în același timp lăsând deschisă discuția. Pentru că nu venim și spunem o teorie, ci chiar trăim aceste lucruri pe care le prezentăm și credem că suntem datori să le dăm mai departe. Cursurile le facem eu și soțul meu, Nicolas Lupu. Mă gândesc că aceste cursuri și tot ceea ce faceți nu alterează credința pe care o aveți și trăirea pe care o aveți. Știu că sunteți o familie... Nu, pentru că promovăm lucruri bune, promovăm o dezvoltare personală armonioasă, sunt lucruri pe care oamenii nu le conștientizează, nu-și dau seama de ele, n-au acces la anumite informații și încercăm să facem aceste informații de dezvoltare umană, de fapt, că nu e o dezvoltare forțată, dezvoltare umană, să le facem accesibile.
și sunt toate în conformitate cu credințele noastre, cu valorile noastre de bine, de demnitate, de respect, de tot ce înseamnă lucrurile acestea. Bun. Nu o să abuzăm de timpul dumneavoastră, mai ales că știm că sunteți foarte solicitat în perioada asta, imediat după proiecțiile de la Focșani. Sper și îmi doresc să ne mai revedem. Cu mare drag, cu siguranță. Vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră și sper că Dumnezeu să vă aducă tot bine în lume, atât soțului cât și bebelușului. Mulțumim. Pe care îl aveți și să aveți o carieră minunată în continuare. Mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult!